Salut, prieteni, bine ați venit la un video în care voi face un SBC. N-am făcut, cred că, niciodată un video așa sau oricum în ultima vreme. Și este SBC-ul ăsta cu Lucas Moura, jucătorul lunii august din Premier League, pe care l-au făcut cei de la ei și apare câte unul cu fiecare lună. Cel mai bun jucător din Premier League a fost în august Lucas Moura de la Tottenham. Și am observat că toată lumea îl folosește, niște staturi foarte bune, 94 pace, 89 dribbling, 83 shooting passing, vedeți acolo în stânga, și ar costa undeva la 42.000. Astea sunt cerințele, sunt cu echipe de Premier League. Aici, deci o echipă cu brazilieni, o echipă cu jucători de la Tottenham, una cu jucători în Premier League și una în jurul lui Lucas, care îți dă și un kit destul de șmecher și restul îți dau pachete. Și voi începe cu cel de Premier League. Vă voi arăta ce echipă am făcut și cam cât m-a costat. Am început așa de la 48.000. Deci am 3 naționalități maxim, 11 jucători din Premier League, 3 jucători rari măcar, over 80, chemistry 90. Și am în tradeable câțiva jucători în club, unul fiind Drinkwater, cred, da, iată-l aici. Îl mai am și pe Rojo. Dar în principal voi face echipă cu englezi, am găsit una aici. L-are pe Drinkwater, deci de el am scăpat, nu trebuie să-l cumpăr pe Drinkwater. Mă rog, zic Drinkwater, dar îmi place mie, sunt așa nemțește. L-am și pe Antonio, care e în echipa asta, dar vreau să-l păstrez la rezerve, este foarte bun de intrat după minutul 80, vi recomand pe Antonio, super sub. Are viteză și e tehnic, deci pe final de meci, când jucătorii adversi sunt o poziție foarte bun. Iau cu 1100, este duplicate, îl voi schimba cu cel din club. Ăsta are 17 goluri, 17 pase în 29 de meciuri. Și îl bag pe transfer list, o să-l bag în club după aia. Un jucător cum e Shelby, sunt fixați ca preț. Le crește într-una prețul, e dus tot mai sus, el de la 750 s-a dublat la 1500. Dar oricum Lucas merită și 60.000, cred eu, la ce staturi are, toată lumea a văzut că îl face. Încă n-am jucat cu el, bineînțeles, dar după ce o să o fac, o să vă anunț cum e ca jucător. Asta este prima echipă. Vorbim aici de Premier League squad, primul squad dintre astea. M-a costat 13.000, este cu Pope. De precizat că eu filmez asta luni la ora 16 pe 1 octombrie. Prețul s-ar putea să mai schimbe, deci nu vă bazați pe asta. 700 Pope, 1200 Lechsteiner, fundat și 651.500 Jones. Asta a fost Benz 1300. Shelby Chaka pe la 1500, la luna cel mai scump 2200. Cork, Drinkwater îl aveam și Antonio. Și pentru asta am dat și un Jumbo Premium Gold Pack, care e de 15.000, deci practic e ca și cum aș cumpăra pachetul. După ce deschid pachetele s-ar putea să-mi iasă chiar mai ieftin SBC-ul, depinzând de norocul meu. Acum, Tottenham. Îmi trebuie măcar 2 jucători de la Tottenham, 4 din Premier League, 89 VR și 90 chemistry. Bun, deci echipa a doua am făcut-o undeva la 15.000, ținând cont că o să-i dau și lui Wanyama un card ăla de schimbări poziție de la cât de mult la KM. Fiindcă am calculat greșit ăsta, mi-ai dat fix 89 chemistry. Poate dacă aveam pe unul cu loyalty, bine, îl am și pe Rojo cu loyalty. Este Romero în poartă, pe care l-am cu 650. Coke ăsta 650, dar a fost snipe ăsta, cred că era 1000. Alvaro 1100, pe Rojo l-am avut deja. Davis 2300, 2100 Dani Garcia. Pablo Sarabia 1500, la fel cu Guardado. Fornals 1900, Wanyama 1400 și 950 Baca. Și lui Wanyama mai dăm de asta cât de mâs spre KM, care îi dă plus 2 chemistry și ne dă peste 90 cât avem nevoie. Iar pentru asta îmi dă un rare gold pack. Și mai am încă 2 echipe de făcut și mai am 20.000, sper să-mi ajungă. Bine, ultimul știu că e foarte ieftin. Deci ultimul e undeva la 5.000. A trebuit să-mi ajungă banii. Minim 3 brazilieni, 4 jucători în aceeași ligă, 82 însă rating ca mult și 85 chemistry. Deci trebuie jucători cu rating mai mare pentru echipa asta a doua, care o să fie un 4-4-2. Ok, am făcut echipa a treia, mai am 6.000, hai să vă arăt chiar acum. Asta este echipa fix 85, chemistry 82 rating, Viviano în poartă 1500 a fost, 950 Andrei Almeida, Jardel 1700, Raul 1200, Castells 800, cred că așa-l cheamă, portar fundaș stânga, Pablo Sarabia 1500, Rodri Kagawa 1300, la fel Hazard, Torgan Hazard 1500, 1800 Gerard Moreno și la fel cu 950. Este un 4-4-2, așa arată echipa. 3 jucători minim brazilieni, iată-i Rafael și cei doi fundași centrali, 4 jucători maxim din aceeași ligă, deci este un hibrid și ăsta îmi dă un gold player spec. Și mi-a mai rămas 6.000 să fac ultimul, player of the month. Maxim 3 jucători în aceeași ligă, 4 maxim din aceeași țară și trebuie să fie toți gold, chemistry 90, nu are cerințe de rating.
250 de coin sunt club. Deci m-a costat 48.000 acest SBC și hai să vă arăt echipa, ultima echipă. Deci asta e ultima echipă, Johan Pele 450, Eșenco 700, Jigo și Hinteregger fundași centrali, Max 800 a fost, Fernando Baier și trei jucători de la PAOK, care au fost Erkaduri, Perka și Priovici. Asta este echipa care m-a costat vreo 5.500. Și e pe lângă Lucas acela care e fixat de ei acolo. Și dăm sub mine, dă și acest kit și un premium gold pack și bineînțeles Lucas care va fi walkout dintr-un pack. Casmoura completed. Iată-l acolo. Și să vină pack-ul. Ăla e! Brazilian rămâi! Steve cine bineînțeles cu mov așa cu albastru, chiar tar culorile astea. Și vine Lucas! Ăla e! Bine ai venit, Lucas, Player of the Month pe August! La mine în club! Da, mă! Super jucător, foarte agil, absolut senzațional. Pur și ăsta este Lucas, iată-i cardul, 4 stele skin moves, 3 stele weak foot, player details și avem, iată, pace-ul lui 96-91 sprint speed, 98 agility, 94 balance, ar trebui să fie foarte tenis și kitul EPL 2. Bun, și mai am 4 pachete aici. Hai să ne deschid și palea. Primul gold pack, jumbo, primul gold pack, gold prerespect și rare gold pack. Trebuie să fie niște pachete bune. Să vedem câți bani îmi recuperez din aceste pachete. Primul nu este walkout, este în primul gold pack. Acesta era de așteptat. Left winger, Roma, nu-i rău, Perotti. Ok, Perotti. Nu-i rău deloc. Perotti Alvaro, pe care știu că l-am cumpărat. Nu mai știu cât am dat pe el însă. Dar după ce deschid pachetele astea, o să vă zic exact cu cât i-am vândut pe fiecare. Pentru că nu mă încred în site-uri acum, o să-i caut pe fiecare în parte. Belfodil e vreo 400, așa că îl pun la 400. Și ce mai e prin pachet? Păi, uite, Roman Hodea, românii noștri care au făcut jocul. Urmează Jumbo primul gol pe cul, care este 15.000. Hai, mă! E walkout! Opa! Nu cred, nu cred, e pachet bun. Legendă, nu cred așa ceva. Cât bulan! Nu! E o vormas de 90. Nu există! Nu există, mi-a picat icon. Pleacă bere. Ce vorbești, 95 pace? Dintr-un pachet de 15.000 cât bulan? Nu pot să cred. Nu pot să cred, este fantastic, merită un like acest pachet. Mamă, e prima dată dintr-un pack aici pe contul meu. Demențial! Mamă, cât valorează asta o să fie, Doamne! Overmars! Overmars! Nu! Nu ai cum! Nu ai cum! Cât valorează? Repede, ușor. Să-i dau quick sell sau ceva. Mamă, e 600 de mii! Mamă, sunt doar câțiva pe market, dar e foarte bun ăsta! Mamă, 600 de mii de coins! Ia-o pe asta, mă! Na! Genial, bă, îmi bate inima, nu mai pot! Nu mai pot, am murit! Oficial, te uiți, e pe zona... Doamne, abia, doamne, abia să postez asta! Ce vorbești? Direct în seara asta bag video și voiam să-l bag mâine, pleacă de aici, Overmars în pachet! 5 stele wingfoot. Băi. Ce echipă fac acum, gata. Să vine Weekend League-ul. Overmars. Deci e bine cu SBC-ul. Ce mai contează? E clar că a făcut un mega profit. Plus Lucas în echipă. Plus un cartonaș de Hunter în pachetul ăsta, care a fost Dumnezeu ce mai mult pachet din viața mea. Deci vă zic, n-am avut niciodată un pachet așa de bun. Excepțional, prieteni. Și mai am încă două. L-am băgat în club pe Overmars. Pleacă, bă, că n-ai cum. Cum ai, că glumești? Na, este mult prea de tot. Nu mă așteptam la așa ceva. Vai. Ce mai contează ăștia? Pleacă pe Quick Sell. Uite, Ibora îl bag acolo, dar restul. Cea balala la. Ce nu mă interesează, frate. Deja și rare gold pe cu 12 carduri rare.
și care nu e Wacom, dar ce să mai poți dori, e norocul pe anul ăsta, s-a terminat, se fini, bă, e bine, ca să zic așa, Raul, l-am făcut în SBC pe ăsta, mamă, SBC, da, Squad Building Challenge, că ne place. Overmatch 90, a picat beta, cine-i beta, mă, asta e prietena uneia de la ei, să mor tot de nou, beta. Beta, bă! Unul de la ei și-a băgat prietena în joc. Nu ai cum. E fit. E plus 5 fit. Da, păi o să meargă ăștia la 3 playlist. Ce să mai... Hai de cap. Băi, prieteni, eu sper că v-a plăcut acest video. Dacă nu face 3000 de like-uri, eu fac picioarele imposibil. Nu uitați să mă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Și, pa!